sărit piatră, că este mândră, acolo sus în ceruri, văzându-te și auzindu-te cu câtă pasiune și cu câtă dăruire interpretezi. Ne uimești așa, dar de fiecare dată și ne bucur. O superbă interpretare. Acum vom trece la un moment special, la un moment frumos. Adina Băcilă este cea care cu mare, mare pasiune și întotdeauna găsește câte ceva care să ne surprindă, să ne bucure. Și sărbătorim francofonia cu Adina Băcilă, profesor la școala gimnazială Coștei și cu elevi frumoși și talentați. Adina Băcilă, te invităm. Dacă o să ne permiteți, o să stăm pe loc. Ok. Cred că o să ne deplasăm. Bine. În regulă? Bine, bine. Așa? Da. Noi o să interpretăm trei cântece în limba franceză, urmate de o poezie scrisă de o elevă de-a noastră și de trei ghicitori. De trei ghicitori, da. La care o să răspundeți și dumneavoastră. Voi, copii. O să fie ceva interactiv. Facem bine, să le... Nu sunt deloc în probleme, să nu mai deranjăm. Da, dar să se vadă ele. Nu, ele, ele. Ele, da. Hai să vedeți cu lumină. Să vadă. Dacă parcă și cu tu la mine. Da, tot e. Paprio mar, pari miser, se molisar, tu doi vaș, la mașin mar, ne dezisper, te rășa mar, ne pas un mar, a, 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 mușa se frază, a, 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 mă chiore mai bine, a, 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 pas că e mama strechime, că în jăr de via. Miraculos, ne-i din ducă, e heroica, cam dușos.
Thank you.
Amanda ne va fi o poezie de-a ei, scrisă ea însăși. Le printam, le printam de la clubele de doare, Lord Floris, le jeune tombe amoureux, tu le jure, le jean se promenge, tu le petal rol de printam, de flori de tout le flor, nous apport un grand joie, tu le flori de printam, sont un joie pour les enfants. Citoare în limba franceză și apoi o traducem în română și voi o să dați răspunsul, da? Je possède un chapeau, mais je n'ai pas de tête. J'ai un cœur, mais je ne possède pas de soleil. Qui suis-je? Am pălărie, dar nu am cap. Am un picior, dar nu am pantof. Cine sunt? Ciupel. Ciupel. Trebuie. Chechii, poferile, tour du monde, un restant, dans son coin. Ce face turul lumii, dar stă în continuu? Soare. Poftim? Da, o întâmplă. Timbrul, da, exact. Face turul lumii, dar stă pe colțul lui acolo, nu se mișcă. Chechii a de da, mechi ne mași pa. Ce are dins, dar nu mănâncă? Serios? Un penie, un piaptă. Am fost pe... Pe acolo. Trebuie să vă citesc și eu una. Quel est le verbe préféré du magicien? Care este prima preferată a magicianului? Apropo de simbolul și de ceea ce discutăm noi astăzi, cu francofonia, simbolul din Franței. Piesele noi, pentru descoperirea lui Jodassin și la un moment dat ne obișnuisem cu câteva cântece clasice, am pasat par la Lorraine și încă una, două, dar Adina, felicitări și mulțumim și înseamnă că la anul vom face din nou un eveniment frumos și copiii sunt într-adevăr copii care cum spuneam, pe lângă faptul că profesorul îi învață limba franceză, este important să știe și câteva simboluri ale Franței. Champs-Élysées, Tour Eiffel, faceți un lucru tare, tare bun și este nemaipomenit. Cassandra,